A 12-a scrisoare și ultima scrisoare către Mădălina Manole. Ochi nemuritori, ce mai faci acolo? Cum ești? Ți-ai găsit pacea? Cum e sus în cer? E soare? E cald? E lumină? E adevărat că toți îngerii au aripi și cântă cât e ziua de lungă? E bine? Ești bine? Nu ai mai dat niciun semn de când? De mult. Parcă a trecut prea mult timp, deși n-au trecut decât 12 ani. Așa începe scrisoarea de anul trecut Daniel Gheorghe, prietenul artistei care nu o va putea uita nici când. Cu câteva zile înainte să se împlinească 13 ani de când artista Mădălina Manole s-a stins din viață, la mormântul ei a ajuns sâmbătă ca în fiecare an Daniel Gheorghe. Tânărul a urmat-o și îi este fan declarat fetei cu părul de foc încă de la 14 ani. De la moartea cântăreței vine negreșit în preajma zilei sale de naștere pentru a-i cinsti amintirea. A fost cea de-a 12-a scrisoare intitulată și ultima. Acest lucru m-a determinat ca urmare a semnelor primite de la Mădălina. Dacă 12 ani i-am transmis gândurile mele, înseamnă că ele au ajuns la ea și de acolo vede că îi păstrez vie memoria. Toate sablurile tale, la toate, pe toate le-am încăs. Și îmi place să și postez, că mai fac anumite colaje cu postări. Și nu vine cu mâna goală. Îi aduce flori artistei și un tablou cu fotografiile ei. Mă gândesc ca în fiecare an că 14 iulie vine și pleacă. În loc să-i spunem la mulți ani, ne întrebăm de ce. Pe acest 14 iulie a căzut cortina, tragic. Și din acest 14 iulie nu ne-au rămas decât întrebări. Întrebări fără răspuns. Dar Mădălina păstrează secretul. La mormântul artistei Mădălina Manole a ajuns și fratele ei, Marian. Acesta se bucură de faptul că toți cei care i-au iubit sora îi țin vie amintirea. Pentru Daniel am venit, pentru că el este fanul numărul 1, este omul care a fost lângă el atâția ani de zile și normal că trebuia să fiu și eu aici lângă el, da? Pentru tot ceea ce spune despre artista lui dragă, despre tot ce face, despre venirea lui aici și cuvintele frumoase pe care le spune an de an, de 13 ani, normal că eu, ca și frate al ei și ca ultimul membru al familiei, penultimul membru, că băiatul meu, trebuia să fiu prezent aici, din respect pentru el, n-aveam cum să Dar trebuie să le transfer de pe casetă video, pe DVD. Casete video făcute de tine pe vremuri, ce filmai? Da, tot ce înseamnă filmări, videoclipuri, spectacole. Cu ea, luate de pe YouTube. Mădălina Manole a murit pe 14 iulie 2010, chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani. Cântăreața, care ar fi avut anul acesta 56 de ani, a fost găsită decedată în locuința ei de pe strada Griviței din Otopeni. INML a stabilit că Mădălina ar fi decedat după ce a ingerat o substanță ce părea a fi furadan. A fost înmormântată în cimitirul Bolovani din Ploiești.